la o seară de stăruință după botez cu Duhul Sfânt și acolo, în Paris, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Apoi a fost la cină dimineața, de fapt seara o iei cina și am avut un timp special împreună cu Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. E vremea în care Dumnezeu își pregătește mireasa. Botează cu Duhul Sfânt în Paris, botează cu Duhul Sfânt în Cluj, botează cu Duhul Sfânt pe tot globul pământesc și oriunde există cel puțin doi oameni care îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu este acolo. Lăudat să fie numele Domnului. M-a bucurat să mă duc prin metrouri și prin alte locuri, prin Paris, și să aud vorbindu-se în limba română. Dar mai mult m-am bucurat când am văzut că sunt români pocăiți. Sunt români pocăiți. Dumnezeu lucrează. De aceea rugați-vă pentru cei care sunt în diaspora, nu-i judecați, rugați-vă pentru ei. Sunt și ei oameni ca noi, ca oricare dintre noi, pe care Dumnezeu pentru o vreme i-a pus în anumite puncte departe de țara română, dar ei nu-L uită pe Dumnezeu. Am văzut o biserică de mii de oameni care erau în flăcări, care se rugau nu 5 minute, ci 10 de minute, pentru că îl doreau pe Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Îmi doresc ca valul trezirii să vină și peste România, să vină peste lumea întreagă și Dumnezeu să ne aprindă pentru gloria sa. Pentru că, dragii mei, mai e puțin și apare mirele nostru drag Iisus Hristos. Fie ca la venirea Lui să fim gata. Amin. Doamne, lucrează. Observați că evanghelistul Luca prezintă în mod special umanitatea Domnului Iisus Hristos. Îl prezintă ca și pe un călător, îl descrie ca și cel care a mers la Iordan, la râul Iordan și acolo a fost scufundat în apă. Nu Dumnezeu a fost botezat, ci omul, Iisus Hristos, a avut nevoie de botez ca să ne dea un model fiecare dintre noi. Apoi observați-l cum merge, ne spune Biblia, și este dus în pustie, într-un loc în care nu aveai ce să mănânci, 40 de zile și 40 de nopți, nu mănâncă nimic, spune Biblia. Era un călător, este intervievat de Satan și are tot felul de oferte în fața lui, dar nici în fața uneia dintre ele nu cade, pentru că el este cel care este ispitit ca și noi, ca om, dar fără de păcat. Lăudat fie numele lui! Merge mai departe, ne spune Biblia, versetul 14, și s-a întors în Galileea și acolo, prin tot ținutul din prejur s-a auzit, e prezent Galileanul, e prezent Nazareneanul, e prezent omul Iisus Hristos, nu știau că este Dumnezeu. Apoi intră în Nazaret, așa cum s-a spus deja, și acolo Nazaret intră în sinagogă, e respins, e dus pe sprișana templului și aproape să fie aruncat în gol, cum de foarte multe ori unii slujitori al lui Dumnezeu sunt aproape pe buza prăpastiei, să fie aruncați de alții. Dar, dragii mei, Dumnezeu care l-a salvat pe omul și Domnul Iisus Hristos este viu, amin? El ne salvează și pe noi, lăudat numele fie numele Domnului. El ne salvează, chiar dacă ai ajuns pe buza prăpastiei, chiar dacă ești pe sprânceana muntelui, stai liniștit. Dacă Dumnezeu este cu tine, face loc prin mulțime care este înghesuită să te scoată la liman, pentru că Dumnezeu este puternic. Lăudat fie numele Domnului. Călătoria Iisus, merge mai departe, ne spune Biblia, și s-a coborât, spune versetul 31, s-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Apoi ni se spune Biblia că mergea și vindeca. Noroadele au început să-L caute, spune versetul 42, prin toate părțile. Erau disperați după Domnul Iisus Hristos. Au ajuns până la El. Voiau să-L oprească, să nu plece de la ei. Nu la fel vrem să facem și noi în seara aceasta? Da, așa vrem să facem. Vrem să-i spunem, Doamne, nu pleca de la noi. Fără de Tine predica n-are putere. Fără de Tine cântarea este doar note și melodii. Fără de Tine n-are sens să fim la sinagogă. Nu, vrem să rămâi cu noi, Doamne Iisus. Vrem să Te oprim lângă noi, pentru că avem nevoie de Tine și numai cu Tine putem să fim biruitori. Lăudat fie numele Domnului. Ne spune Biblia, dar El i-a zis, stați liniștiți, trebuie să mă duc mai departe. Trebuie să mă duc și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Observați-L pe călătorul Iisus Hristos. El călătorea. Și de fiecare dată când intra într-un loc, avea ceva special. Pentru că El, dragii mei, ca și om, știți ce era? Era ca un poștaș. Era ca un poștaș. A venit din cer cu o scrisoare. A mers la toți oamenii pe care i-a întâlnit și le-a prezentat scrisoarea aceasta. Și mai bine zis, scrisori după scrisori, scrisori specializate, direct pentru oameni. Și când oamenii primeau scrisoarea, se bucura, nu putea să rămână prea mult timp cu ei fizic, deși din punct de vedere spiritual rămânea cu ei. Apoi mergea mai departe. Era un călător, dar mai bine zis, un poștaș.
Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul în această seară se intitulează Poștașii lui Dumnezeu. Poștașii lui Dumnezeu. În Cluj, Dumnezeu are câțiva poștași. Nu știu ce fel de geantă poartă, nu știu care sunt scrisorile care sunt administrate lor, dar Dumnezeu, în fiecare cetate, de când a plecat Domnul Iisus Hristos, a lăsat niște poștași. Nu e așa că ești ca un poștaș? Ești trecător în lumea asta. Primești o scrisoare de la sursă, de la Dumnezeu, o ai pentru câteva secunde sau minute sau poate chiar ore între degete sau în geantă, trebuie să o dai la cineva și apoi să pleci. Pe tine nu trebuie să te intereseze cum interpretează destinatarii scrisorii lui Dumnezeu vorbele care sunt scrise acolo. Tu ești doar poștașul. Tu trebuie să o iei și să o dai. S-ar putea ca în scrisoarea aceea care trebuie să fie sigilată, pe care poate nici măcar tu nu o înțelegi decât ceilalți, să fie o felicitare și poate în interior să fie și ceva bani, nu știu. E scrisoarea lui Dumnezeu pentru unii dintre cei la care te trimite Dumnezeu. Poate că în scrisoarea aceea este cu recomandare și Dumnezeu te obligă și îți spune neapărat trebuie să semnezi. Sunt oameni care trimit scrisori cu recomandare, dar nu se semnează corect, sunt false până la urmă. Întotdeauna scrisorile pe care le trimite Dumnezeu sunt puse, știți cu ce? Cu parafă de sânge. E pus sângele lui Iisus Hristos. Nu există om care să fie cu mintea întreagă și să deschidă scrisoarea aceasta și să citească vorbele și rândurile care sunt acolo și să nu simtă o prezență divină, o prezență a lui Dumnezeu, pentru că prin vorbele acelea este prezent Dumnezeu. Poștașii lui Dumnezeu, în primul rând, poartă scrisorile lui Dumnezeu. Observați că în sinagogă, șocant, era un alt fel de poștaș. Ne spune Biblia în sinagogă, versetul 33, în sinagogă se afla un om. În fața lui Dumnezeu, toți sunt oameni. Nu zicea era profesor, era doctor în drept, nu zicea că avea atâtea școli, atâtea case, atâtea mașini. Nu, era un om. În fața lui Dumnezeu, toți sunt oameni. Pentru noi toți, Dumnezeu se uită la fel și la toți se uită la fel. Era un om care era poștaș. Avea și el o scrisoare. Ne spune Biblia, avea un duh de drac necurat care a strigat cu glas tare. Avea și el un mesaj, avea și el o scrisoare pe care trebuia să o ducă. Era momentul în care trebuia să pună scrisoarea în plen, trebuia să o citească cu voce tare. Și pentru că Satan nu poate vorbi încet atunci când vrea să fie în asalt, atunci când vrea să lovească, strigă după ceilalți. A strigat cu voce tare, s-a uitat la Iisus și a trimis o scrisoare poștașului Satan. Și ne spune Biblia, el, poștașul diavolului, a zis, ah, observați, este foarte, foarte interesant acest poștaș. El zice, ah, parcă ar fi interesat de ce se întâmplă în sinagogă. E prea posibil să vină la închinare, e prea posibil să facă o slujbă, e prea posibil să fie implicat într-o închinare poștașului Satan. Este marcat de un duh necurat și totuși vine la sinagogă. Îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos, vorbește despre sfințenie și totuși nu este sfânt. Îl recunoaște și zice, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Dar întrebarea care îl prezintă sau care îl reprezintă este aceasta. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Nu vorbea el, el a deschis o scrisoare și a început să o citească strigând. Erau vorbele duhurilor necurate care erau în el. El vorbea din partea lui Satan. Și când s-a uitat la Iisus Hristos, n-a putut să zică altceva decât noi nu putem să fim aliații tăi. Noi n-avem nimic de a face cu tine. Întotdeauna poștașii lui Satan se împotrivesc Duhului Sfânt, lucrărilor sale și Domnului Iisus Hristos. Dacă există în sală o persoană care de o vreme, de 3 săptămâni și jumătate, nu mai poate să doarmă noaptea, pentru că apare o persoană dubioasă în camera lui sau a ei, ascultă-mă, Satan a venit noaptea la tine cu scrisori. A încercat ziua și ți-a dat tot felul de seriale la care privești. Ți-a dat tot felul de filme pe care le vizionezi. Ți-a dat tot felul de reviste pe care le citești. Și chiar le savurez spre rușinea ta, se întâmplă asta. Și a văzut că n-a reușit când ești liber și când poți să vezi, să fie activ stimulii tăi. Și a venit noaptea în camera ta.
De fapt, e Satan. A venit cu o scrisoare. Dar în această seară este prezent poștașul lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos prezent aici. Și îngăduie să spun vorbele acestea, deși nu m-am pregătit să spun asta. Pentru că vrea să te elibeleze în seara aceasta. Iisus Hristos poate să mai rostească încă, taci fără gură. Iisus Hristos poate să mai spună încă o dată, să dispară acel duh care ți apare în cameră atunci când stingi becul și nu mai poți să dormi noaptea din cauza asta. Iisus Hristos este prezent în seara aceasta, în locul acesta, tinere, care a venit din întâmplare sau pentru că ai vrut să vezi o fată. Iisus Hristos este prezent în seara aceasta, în locul acest. El vrea să facă din tine un poștaș al lui Dumnezeu. El vrea să spună în mâinile tale scrisorile cerului. Prea mult ai purtat scrisorile lui Satan. Prea mult ai mers cu vorbe din partea lui. Din această seară trebuie să porți doar scrisorile Domnului. Trebuie să porți doar vorbele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Poștașii lui Dumnezeu poartă scrisorile lui Dumnezeu. Ce fel de scrisori? Scrisori care sfătuiesc. Se cânta în această seară. Și cântarea aceea și vorba aceea din cântare, că Iisus este sfătuitor, o cântau frații Dunca. M-a marcat. Am simțit că Duhul Sfânt este prezent în sală. Noi suntem chemați să fim sfătuitori. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Acolo, în sinagoga din Galileea, din Capernaum, acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. El învăța cu putere. Apoi, scrisoarea nu poate să fie doar o învățătură. Uneori, cum se spunea deja foarte bine, poate să fie o mustrare. Dar dacă ești poștașul lui Dumnezeu, să nu te intereseze cum cuantifică cei din jurul tău vorbele pe care le spui din partea lui Dumnezeu. Asigură-te că tot ce spui tu este de la Dumnezeu. Slujba ta s-a încheiat în momentul în care scrisoarea a ajuns în mâinile destinatarului. El poate să facă ce vrea cu ea, poate să o ia în fața ta și să o rupă în două, poate să o ia și să o calce în picioare, poate în fața ta să o scuipe și mai apoi să te scuipe pe tine. Nu e nicio problemă. Tu ești poștașul lui Dumnezeu. Tu mergi înainte. Dacă tu ai pus mâna, scrisoarea în mâna destinatarului, slujba ta s-a încheiat. De acolo încolo este problema destinatarului și a lui Dumnezeu. El mustra cu autoritate duhurile. Atunci când vin tot felul de duhuri asupra minții tale, dacă nu poți să rostești cu voce tare, taci și ieși afară din mintea mea, Duhului aceluia. Rostește în gândul tău și spune în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc datorită sângelui lui Iisus Hristos să mă lași. Pleacă, Duh care vii să-mi lovești mintea, Duh care lași frământare în inima mea, care mă lași în friguri ca pe soacra lui Petru. Și ascultă-mă, dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, se va întâmpla asta. Pentru că tu ești poștașul lui Dumnezeu. Tu nu ești oricine. Tu ești cu o mână prins de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu mâna cealaltă între oameni și împarți scrisori. Tu prinzi scrisorile, le dai mai departe. Tu ești poștașul lui Dumnezeu care porți scrisorile Domnului. Vor fi scrisori care vor fi instante, vor fi dintr-o dată. Mi s-a întâmplat într-o zi la școală, la una dintre școlile la care predau, dintr-o dată, în timp ce predam, a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu și mi-a zis: Caleb, oprește lecția, trebuie să se încheie acum, sau mai bine zis, să se oprească pentru un timp. Și Duhul Sfânt mi-a zis: spune-i elevei cu tare, nu-i spun numele, spune-i, de o vreme există un băiat care este brunet cu ochii negri, are înălțimea aceea cu 20 de centimetri, este mai înalt decât tine și de o vreme te tot caută, te urmărește. Dumnezeu îți spune acum, Dumnezeu îmi dădea o scrisoare. Nu sunt proroc, dragii mei, și nici măcar nu trebuie să fii proroc sau văzător, însă Dumnezeu poate să te folosească pentru un om care este aproape să cadă în prăpastie. Și tu taci din gură, pe tine nu te interesează, pentru că zici, de ce? Ca să mă interpreteze greșit, ca să îmi spun așa, ca să mă vorbească pe la spate. Stai liniștit, pe tine trebuie să te vorbească doar Dumnezeu de bine și ceilalți care sunt al lui Dumnezeu. Vor fi oameni care vor veni în sinagogă și te vor vorbi de rău, chiar dacă ești poștașul lui Dumnezeu. Pentru că există oameni care se lasă pentru un timp, pentru o vreme, marcați de duhuri necurate și mai apoi sunt eliberați. I-am spus acelei fete, Dumnezeu îți dă ultimatum. În această zi este imperios necesar. Dacă n-ai curajul să-l suni pe băiatul acela, dacă n-ai curajul să-i trimiți un mesaj de despărțire pentru totdeauna, știți de ce? Pentru că băiatul acela era nepocăit. Apropo, băieților și fetelor care își permit relații cu persoane care sunt necreștine, care n-au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, după ce am spus vorbele acelea, fetița a rămas șocată. Fata aceea a dat în lacrimi. S-au uitat colegile aia și a zis: de unde știe, domn profesor? După ce am mai spus mai multe, mi-a zis: mă urmăriți, domn profesor? A zis: nu. Deși stai în apropierea casei mele, niciodată nu te-am văzut. Niciodată. Însă Dumnezeu mi-a dat o scrisoare. I-a mai spus: nu te-ai botezat la botezul anterior pentru că ai avut
vorbe și dialoguri cu Satan, ai vorbit cu cel rău și din cauza asta nu te-ai botezat. Și ea mi-a zis, da, așa este, domn profesor. Din ziua aceea sau în zilele următoare s-a despărțit de băiatul acela și s-a botezat. Știți de ce? Pentru că pentru un timp Dumnezeu mi-a dat o scrisoare. Pentru că în momentul acela, deși eram în afara normelor educaționale, spiritul educativ mă condamna probabil că fac propagandă, dar n-a fost nicio problemă, pentru că Dumnezeu mi-a dat o scrisoare pe care trebuia să o pun în mâna acelei fete. Și mai departe ea făcea ce vroia. I-a spus, de acum încolo, faci ce vrei, nu mă interesează. Nici măcar nu-l știu, nu știu cum îl cheamă, nu știu cine ește și nici măcar nu vreau să știu lucrul acest. Însă ți-am spus și ești responsabilă de ceea ce ți-am spus. Nu e așa că ți-a spus Dumnezeu de multe ori să transmiți scrisori. Ai văzut că ceva se întâmplă în dezordine la cel de lângă tine și ai tăcut din gură. Și Dumnezeu ți-a zis, trebuia să vorbești, trebuia să transmiți scrisoarea aceea, trebuia să o spui la momentul potrivit, pentru că atunci era prezent Duhul lui Dumnezeu acolo ca să-i elibereze. Nu trebuie să fim profeți, nu trebuie să avem viziuni, nu trebuie să fim păstori și predicatori, trebuie să fim doar oameni care să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a putut odată să vorbească printr-o măgăriță, oare Dumnezeu nu poate vorbi prin tine, care ai vorbele clare, care ai ochi și vezi, care ai urechi și auzi? Dumnezeu poate să vorbească și vrea să vorbească prin tine. Tu trebuie să fii poștașul lui Dumnezeu. Poartă scrisorile Domnului. Uneori scrisoarea aceasta va fi marcată de mustrare, alteori de ceartă, dar n-ai voie să te cerți cu persoana, nu? Dacă începi să te cerți cu persoana în care se află un duc necurat, ai eșuat, mergi pe drumul lui Satan, ai voie să cerți doar Duhul acela. Uneori va trebui să-l cerți în gândul tău, uneori va trebui să-l cerți în camera ta când te rogi seara, alteori va trebui să-l cerți când nimeni nu știe, dar tu trebuie să faci asta neapărat, pentru că Dumnezeu ți-a dat o scrisoare și trebuie să o duci mai departe. Asta nu înseamnă să intrăm în luptele care nu sunt ale noastre, asta nu înseamnă să dăm bătălii care sunt interzise, asta nu înseamnă să mergem și să proclamăm sângele lui Iisus Hristos peste orice duc, pentru că s-ar putea să fim ca și exorciștii iudei, peste care să vină Duhul acela și dacă nu avem autoritate să ne facă praf, să ne rupă hainele de peste noi, de pe noi. Asta înseamnă să fii atent, să fii poștașul lui Dumnezeu și numai atunci când Dumnezeu îți spune să transmiți mai departe. Și numai atât cât îți spune Dumnezeu să vorbești. Nu pune nimic de la tine. Tu ești poștașul lui Dumnezeu. S-a uitat Iisus Hristos înspre mulțimi și oamenii veneau și de foarte multe ori se uita la orb și spunea, în numele meu, ridică-te și vezi bine. Se uita la slăbănoc și spunea, în numele meu, ridică spatul și du-te acasă. Scrisori divine, e nevoie de oameni, e nevoie de poștași, e nevoie în Clujul acesta, acolo unde ești tu, pe strada aceea, acolo unde ești tu, în facultatea aceea, acolo unde ești tu, în locul acela de muncă, să fii un poștaș al lui Dumnezeu, să prinzi o scrisoare de la Dumnezeu, poate ți-o dă inopinant, dimineața sau seara, nu știu când ți-o dă, dar scrisoarea aceea să ajungă la destinație, să nu poți să dormi noaptea dacă nu se întâmplă asta. Dacă nu se întâmplă asta, pentru că tu porți scrisorile lui Dumnezeu. Poștașul nu doar poartă scrisorile Domnului, ci el practică, promovează și practică sfințirea. Diferența între poștașul lui Dumnezeu și poștașul lui Satan este faptul că poștașul lui Satan doar vorbește despre sfințenie. Vei auzi în vorbele lui, trebuie să mă pocăiesc, dar nu azi. Vei auzi în cuvintele lui, mă voi preda la următorul program, pentru că voi mai avea ocazia. Asta e vorba lui Satan. Vei auzi că se apropie de slujitorul lui Dumnezeu și chiar de persoana Domnului Iisus Hristos. Și ca și Duhul necurat din pasajul acesta va striga, tu, te știu cine ești. Îl va recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Va spune, atunci când am trecut pe verde și a venit mașina și s-a oprit la un milimetru de piciorul meu drept, n-a fost frâna și ABS-ul, nu. A fost mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mă protejează. Va recunoaște asta, dar nu va merge mai departe. Nu va fi dispus să lase păcatele lui. Nu va fi dispus să renunțe la gândurile lui rele. Nu va fi dispus să-și facă o revizie spirituală și să spună, din această zi mă predau Domnului Iisus Hristos, nu doar cu o ridicare de mână, nu doar cu o lacrimă pe care o vărs ca să mă vadă ceilalți sau de alt gen, ci pentru că vreau neapărat să trăiesc sfințirea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Te știu cine ești, spunea Satan prin acel om, Sfântul lui Dumnezeu. Poștașul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, era sfântul, era sfânt, era sfânt al lui Dumnezeu. Poștașul lui Satan doar îl recunoștea și nu trăia în parametrii biblici. Au venit alți oameni care erau marcați de duhuri necurate și ne spune Biblia, din mulți, versetul 41, ieșeau și dragi care strigau, iarăși strigau și ziceau, tu ești Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce spuneau ăștia? Într-un context în care marii preoți cu toate Bibliile lor sub braț, cu toată legea cunoscută și cu versetele cunoscute pe de rost din Isaia, din Ieremia și din toate profețiile mesianice, aceștia nu-L cunoșteau și ziceau, nu El este Hristosul. Nu. În contextul acesta li s-a dat ocazia unor oameni care erau posetați de duhuri necurate să vorbească Satan prin ei și să spună, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Ce tragic ar fi să rostesc vorbele Domnului. Ce tragic ar fi să fim la închinare. Ce tragic ar fi să vorbesc altora și să-L recunoască și să-și dea seama că El este Hristosul, este trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Și eu să nu ajung în cer. Să fiu în sinagogă. Să am parte, să fiu aproape de Domnul Iisus Hristos. Să am șansa aceasta să aud vorbele Lui cu putere. Și totuși să nu accept sfințirea. Poștașii lui Dumnezeu întotdeauna promovează și practică sfințirea. Știți cum să recunoașteți pe un om al lui Dumnezeu? Știți cum să recunoașteți pe un poștaș al lui Dumnezeu? În funcție de modul în care poate să reacționeze după ce a greșit. Dacă a greșit și nu mai poate să doarmă noaptea, asta înseamnă că el este poștașul lui Dumnezeu. Dacă a avut o carență în caracterul lui, în traiectoria lui și îl vedeți trist, îl vedeți măcinat, îl vedeți gândit, îl vedeți pus pe gânduri și poate nu mai poate vorbi ca altă dată, devine supărat. Asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu încă se mai află peste el și Duhul lui Dumnezeu îi spune șoptind la început și dacă acceptă apoi cu voce tare, tu n-ai făcut bine ce ai făcut. Dacă îl veți vedea că se pleacă pe genunchi și are timp special cu Dumnezeu în fiecare zi, în care face un bilanț al vieții și spune lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pentru că la ora aceea am bârfit persoana aceea. Iartă-mă, Doamne, pentru că în momentul acela am trimis o scrisoare de amenințare pentru persoana aceea și simt că n-am făcut bine lucrul acesta. Dacă există astfel de momente, dau doar exemple, ele sunt multiple și diverse, dacă există, asta înseamnă că poștașul acela se uită în fiecare zi în oglindă, se uită în fiecare zi la scrisorile pe care le poartă și el își dă seama că nu are voie să poarte scrisorile Domnului, fiind murdar. Este imposibil să purtăm mesaje divine, să purtăm mesajele sfințeniei. Este imposibil, din punct de vedere spiritual, să purtăm armele Domnului, să purtăm poverile pe care ne lasă Dumnezeu să le purtăm și noi să avem asupra noastră păcate, nu greșeli, nu, ci trăiri în păcat. Să avem asupra noastră, nu momente în care cădem, pentru că Biblia spune, cel neprihănit de câte ori cade, de 7 ori cade și se ridică din nou. De ce? Pentru că îl doare căderea lui, pentru că o resimte până în străfundul inimii lui, pe el îl interesează modul în care se relaționează la Domnul Iisus Hristos. Poștașii lui Dumnezeu, oamenii care poartă scrisorile lui Dumnezeu, practică sfințirea. Dacă vreau ceva pentru Biserica Betania, vreau ca fiecare tânăr să fie sfânt, vreau ca fiecare adolescent să fie sfânt, vreau ca fiecare persoană prezentă în locul acesta să fie sfânt, să fie sfântă. Acum când îți vorbesc Duhul Sfânt, ți-aduce aminte de acel domeniu în care nu ești sfânt. Ți-aduce aminte de acel loc pe care îl frecventezi și știi foarte clar, ești absolut sigur că locul acela nu produce sfințire. În această seară Duhul Sfânt îți spune, îți trimit o scrisoare și îți spun clar, părăsește locul acela. Tu ai nevoie de sfințire, tu n-ai nevoie de relații murdare, tu n-ai nevoie să fii populist sau popular, orice ai pierde, tu trebuie să fii sfânt. Tu trebuie să ai momente speciale, cum predicam altă dată în care să iei cartea aceasta și cartea aceasta să te cuprindă, să iei cartea aceasta și după cartea aceasta să trăiești viața de fiecare zi. Am iubit un tânăr care a postat pe Facebook recent, eram în Paris și m-am uitat și am văzut că tânărul acesta recent botezat, știi ce a postat? S-a văzut diferență între postările lui anterioare înainte de botez, care cele mai multe erau șterse, și postările lui prezente. Știi ce posta? Versete din Biblie. L-am iubit mult. Am zis, da, cu adevărat s-a schimbat. Dacă doar se botează și se îmbracă la fel, dacă doar se botează și vorbește la fel, cu aceleași argoane, cu aceleași vorbe aproape de prăpastia păcatului, dacă doar se scaldă,
n-are niciun efect. Botezul trebuie să fie urmat de un proces al sfințirii. Botezul și convertirea trebuie să fie urmat de un proces în care în fiecare zi cel botezat să se apropie de Domnul Iisus Hristos. Așa de mult am iubit pe unii tineri din Paris care îmi spuneau: ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă apropiu de Domnul Iisus Hristos. Nu mai am prieteni din România, spunea unul. Nu mai am oameni care să mă înconjoare cu rugăciunile lor de cât de departe, deși rugăciunile trec dincolo de granți. Dar spunea el: ceea ce îmi doresc în perioada aceasta cel mai mult este să mă apropiu de Domnul Iisus Hristos. Îți dorește altceva, dragul meu? Dacă îți dorește altceva, n-are sens. Dacă îți dorești altceva din lumea asta și dacă alte priorități s-au acaparat mintea, gândurile și viața, atunci în seara aceasta e nevoie de o schimbare. Tu nu mai ești poștașul lui Dumnezeu, tu porți scrisori din partea celui rău, tu dai luptele lui Satan și nu realizezi, tu dai luptele celorlalți din partide și de alt gen. Ascultă-mă în această seară, tu ai voie să dai doar luptele lui Dumnezeu. Și luptele lui Dumnezeu înseamnă să te lupți în primul rând cu propriul tău eu, să mă lupt în primul rând cu propriul meu eu. Asta înseamnă în fiecare zi să realizez că există lucruri pe care trebuie să le corectez din viața mea. Există domenii în care trebuie să cresc în prezența lui Dumnezeu. Sfințirea este un proces care începe în momentul convertirii și se termină, sau mai bine zis, se întrerupe în momentul în care ți se oprește inima și mai apoi continuă în cer în prezența lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi vom fi poștașii lui Dumnezeu numai dacă avem caracterul lui Dumnezeu. Nu poți să reprezinți poșta română dacă n-ai o vestimentație regulamentară. Nu poți să fii poștaș cu adevărat dacă nu ai o recomandare din partea unei agenții, cel puțin. Nu poți să fii. Dacă vrei să fii poștașul lui Dumnezeu, trebuie să ai o recomandare din partea agenției cerești, din partea lui Dumnezeu. Și chiar acum Dumnezeu trimite scrisori. Chiar acum Dumnezeu îți împarte scrisori în viața ta și îți spune: acolo ai greșit, dincolo trebuie să corectezi. Viața ta trebuie să fie mai profund aproape de Domnul Iisus Hristos. Pentru că ești chemat și sunt chemați noi amândoi să fim poștașii lui Dumnezeu. Să purtăm scrisorile Domnului și nici măcar un cuvânt din partea lui Satan. Să mergem și să promovăm și să practicăm sfințirea și întotdeauna să ne apropiem de Domnul. Tot mai mult în fiecare zi. Și în al treilea lucru cu care vreau să închei, trebuie să practicăm slujirea. Observați că Domnul Iisus Hristos, ai fi zis, El doar predică Evanghelia. El este un propovăduitor, un evanghelist ca nimeni altul, de excepție. Da, când predica El, mulțimile uitau de problemele lor, cum se spunea aici, noroadele îl căutau. Uneori mergea să fie singur în pustie, pentru că spune mai departe Evanghelia după Luca, acolo avea momente speciale ca om în care stătea în prezența Tatălui, în care se ruga. Și apoi veneau oamenii să-L caute, disperați, nu mai știau ce să facă, noroadele căutau, tip în care alții, cu câteva versete mai sus, îl aruncau de pe sprânceanea mut. Observați cum sunt oamenii, cât sunt de schimbători și de deficitari atunci când e vorba de Iisus Hristos, de lucrarea Lui. Unii te aruncă de pe sprânceana muntelui, alții te caută. Nu te intereseze asta, să te intereseze să fii poștașul lui Dumnezeu care să faci doar bine. Ne spune Biblia: predica, ducea învățătură în sinagoga din Capernaum, iar mai apoi ne spune cuvântul Domnului: după ce toți au fost cuprinși de spaimă și s-a dus vestea despre El, și doar despre El trebuie să se ducă vestea, pentru că chiar dacă noi tindem să fim poștași ca și poștașul Domnului Iisus Hristos, noi nu putem să ajungem la înălțimea Lui, noi nu putem să mustrăm orice duh decât să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă este duhul acela pe care Dumnezeu vrea să-L scoată în momentul acela din viața unui om. Noi nu putem să acceptăm să se ducă vestea despre noi cine suntem noi, nu. Noi suntem doar poștași, noi suntem oameni simpli, vestea trebuie să se ducă despre El, Domnul Iisus Hristos. Hristos, lăudat fie numele Lui. Ne spune Biblia, după ce a ieșit din sinagogă, ai fi zis, trebuie să se ducă să ia o masă caldă. Măi, Petre, nu te mulțumește faptul că ți-a predicat Iisus? Nu te-a impresionat faptul că Iisus Hristos a predicat ca nimeni altul și că a scos un duc necurat din sinagogă, că a făcut o eliberare, o exorcizare? Nu te mulțumește asta? Ne spune Biblia, după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Observați, după ce plecăm de aici, Iisus vrea să intre în casele noastre. Amin?
Simon era cu Iisus Hristos în sinagogă, dar nu l-a mulțumit asta. Știa că acasă, știa că undeva departe există o persoană care are nevoie, are nevoie de prezența lui. Are nevoie de o nouă scrisoare instantă, de o scrisoare care să fie materializată prin vindecare. Și spune Biblia, a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă, da? Era prinsă de friguri mari. Și ce face poștașul Simon? Pune o scrisoare. Se apropie de Domnul Iisus Hristos și zice, împreună cu ceilalți, observați câtă unitate între ei, spune Biblia, l-au rugat pentru ea. Cum să se mai roage soacra lui Petru? Că dacă încerca să spună niște vorbe, făcea așa, tremura, era prinsă de friguri, era prinsă de depresie, de fobii, de teamă, tot felul de frici au înconjurat-o. Și Iisus a ajuns în casa ei și totuși nu s-a întâmplat nimic. Dar existau acolo niște poștași, niște oameni care spuneau, noi nu doar trebuie să ducem mesaje de la Domnul Iisus Hristos, ci noi trebuie să ducem rugăciuni pentru oameni către Domnul Iisus Hristos. Noi nu mijlocim ca și Domnul Iisus Hristos, nu. Noi suntem doar cei care ne rugăm. L-au rugat pentru ea. Nu știu pe cine ai acasă. Nu știu pentru cine trebuie să te rogi. Știu că Duhul Sfânt uneori pe unii de aici îi scoală noaptea pe la 3-4 dimineața și le spune, ridică-te din pat și lasă somnul și roagă-te pentru persoana aceea care este în Noua Zeelandă, care este în altă țară. Ridică-te atunci. Tu trebuie să te rogi pentru ceilalți. Tu nu spune, o, păi soacra mea totdeauna îmi pune bețe în roate. Nu. Tu roagă-te pentru ea. Tu roagă-te pentru cei care sunt acasă și care nu au o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Se întâmplă o minune. Domnul Iisus Hristos, se spunea deja, se va pleca spre ea. El nu este doar un învățător care excelează, el nu este doar un predicator ca nimeni altul, ci este un om, un poștaș care acum dă o scrisoare faptică. Nu zice nimic, nu zice nimic. Spune Biblia, el s-a plecat spre ea, a certat frigurile. N-a certat-o pe soacra. De ce n-ai venit la biserică? De ce stai la TV? De ce stai pe internet pe satul murdare? De ce faci asta? De ce? Nu. Ne spune Biblia, prin Duhul Sfânt, omul și Domnul Iisus Hristos a certat duhurile. Cere-i Domnului Iisus Hristos autoritate. Nu să te cerți cu băiatul tău care merge prin club, ci să cerți duhurile care sunt, cele care îl împing să meargă acolo. E adevărat că trebuie să-i dai o educație corectă, dar când au ajuns la vârsta în care nu mai poți să-i conduci, cearta n-are nicio eficacitate. Tu trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu. Roagă-te, lasă ca genunchii tăi să fie bătătoriți de rugăciune în prezența Domnului. Dacă vrei să-l schimbi pe partenerul tău de viață, nu te certa cu el, cearta nu schimbă nimic, doar amplifică problemele. Stai în prezența lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu tot, roagă-te pentru el, roagă-te pentru ea. Vezi un domeniu în care există o greșeală, există o pată, există ceva care nu-ți place și care știi că nu este biblic, nu te certa, asta nu este o soluție, ci doar în rugăciune, ceartă duhurile care au venit peste persoana aceea și mai dau un sfat. Nu spune niciodată în fața unei persoane că este posedată. Nu spune că a venit un duh, chiar dacă a venit. Spune doar în rugăciune. Spune doar în rugăciune. Pentru că dacă spui cu voce tare lucrul acesta, n-are nicio putere. Dar dacă rugându-te spui lucrul acesta, se întâmplă minuni. Frigurile vor dispărea. Pentru că Domnul Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Apoi și soacra a început să slujească, pentru că și ea a devenit un poștaș al lui Dumnezeu. A început să facă masa, să slujească cu multă pasiune. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți care suntem aici, să fim poștașii lui Dumnezeu și doar ale Lui. Amin.